Bună ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Ministerul Sănătății a lansat cod portocaliu de rujeolă pentru toată Moldova. 54 de cazuri au fost confirmate de laborator. Guvernul a decis, bugetarii vor avea o mini-vacanță de 9 zile la sfârșit de august. Canicula nu se lasă dusă, meteorologia anunță că și mâine vor fi peste 34 de grade. Mini-vacanța de 9 zile la sfârșit de august cerută de sindicaliști a fost aprobată de guvern. Cu detalii vine colega noastră, Patricia Podoleanu. Patricia, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Solicitarea Confederației Sindicatelor a fost acceptată unanim astăzi de toți membrii Cabinetului de Miniștri la ședința executivului din această după-amiază. O replică a avut totuși președintele Federației Patronatelor, însă pentru că acesta nu a vorbit la microfon, nu am putut auzi declarația acestuia. Așadar, din această sâmbătă, de pe data de 25 august și până pe 2 septembrie inclusiv, bugetarii vor sta acasă. Aceștia vor ieși la muncă abia luni 3 septembrie. Respectiv, zilele nelucrate vor fi recuperate în zilele de sâmbătă. Prin urmare, funcționarii la stat vor ieși la muncă în sâmbata de 8 septembrie, 29 septembrie și 20 octombrie. Anterior, sindicatele din educație s-au declarat împotriva acestei mini-vacanțe de 9 zile, pentru că pedagogii vor ieși oricum la muncă, întrucât aceștia vor fi nevoiți să se pregătească pentru noul an școlar. Totodată și Camera de Comerț Americană din Republica Moldova a spus că această idee va aduce costuri suplimentare și prejudicii pentru cei care lucrează în domeniul privat. Atât la acest subiect, Tatiana. Patricia, îți mulțumesc. Avem cod portocaliu de rujeolă la nivel național. Anunțul a fost făcut azi dimineață de Ministrul Sănătății. Până acum au fost confirmate 56 de cazuri, cele mai multe fiind în raionul Giaderlunga. Copiii care nu vor fi vaccinați până la 1 septembrie riscă să nu fie primiți la școală, susțin autoritățile. S-a declarat cod portocaliu pentru rujeole. Modul de transmitere acestei maladii a rujeolei este calea aerogenă. Astfel, o persoană bolnavă ar putea infecta concomitent 18 persoane care nu au fost vaccinate. Autoritățile susțin că infecția s-a răspândit din cauza că s-a redus nivelul de vaccinare contra rujeolei de la 95%, cum era acum 10 ani, s-a ajuns la 87%. Codul portocaliu de rujeolă impune un șir de măsuri de prevenire a răspândirii infecției. Lucrătorii medicali din asistența medicală primară au sarcina ca până la 1 septembrie să evalueze statutul vaccinal al copiilor, identificând copiii care nu au fost vaccinați. Vom întreprinde în comun cu Ministerul Educației, Cercetării și Culturii măsuri de neînrolare a copiilor care nu sunt vaccinați. Svetlana Cebotari nu a precizat însă ce măsuri se vor întreprinde în cazul în care părinții vor refuza să-și vaccineze copiii. Ne propunem să comunicăm cât mai frecvent și cât mai larg, inclusiv să venim cu acele exemple prin care s-a demonstrat că vaccinarea nu are legătură cu multe alte mituri expuse. 60% dintre cazurile de rujeolă sunt înregistrate în raionul Giaderlunga. Între 2 și 7 cazuri sunt în raioanele Cahul, Ungheni, Streșeni, Araclia, Nisporeni și Vulcănești. Maladia se răspândește foarte rapid. Focarul a izbucnit la începutul lunii august, după ce un copil din Giaderlunga s-a întors din Ucraina, unde a contractat virusul. Acesta a mers la o tabără din Ungheni, molipsind și alți copii. Ministrul Sănătății susține că metoda cea mai sigură de protecție împotriva rujeolei este vaccinarea. Așa că va veni cu inițiativa de a revizui cadrul legal privind obligativitatea vaccinării. Potrivit celor din sănătate, codul portocaliu se caracterizează prin numărul mare de bolnavi, dat fiind faptul că Republica Moldova a fost declarată țară care a eliminat rujeola. Soarele va frige cu putere și în următoarele zile codul galben de caniculă a fost prelungit. Astăzi și mâine maximele vor depăși 33 de grade în centrul și sudul țării, iar la sud vor fi 34. Vremea toridă se va menține până duminică. Tot astăzi a fost lansată și o avertizare de pericol de incendii. Abia spre sfârșitul verii, căldura va ceda și va ploua. Majoritatea podurilor din Chișinău necesită reparații. După tragedia din Genova, autoritățile locale au mers în inspecții. Potul din strada Izbailov se află în stare nesatisfăcătoare atât tehnic cât și estetic, necesită expertiză amplă. Vizual sunt prezente următoarele defecte.
grinzi din beton degradate, piloni din beton degradați, hidroizolarea a expirat termenul de exploatare acesteia 25 de ani urmă. Aceleași probleme sunt semnalate și în cazul podurilor din strada Ismail și bulevardul Grigore Vieru, în care este riscul ca acestea să se prăbușească, aflați la știri. Viteza și carosabilul umed au provocat accidentul de ieri, când troleibuzul de pe ruta 7 a intrat într-un pilon, cel puțin așa susține șeful regiei transport electric. Regretăm acest lucru și vom lua toate măsurile necesare pentru că acestea să nu se mai repete. Care a fost cauza? Poliția examinează, investigează cazul, carosabil ud și viteză. Ieri, troleibuzul în care se aflau în jur de 15 persoane a intrat într-un pilon pe o stradă din sectorul Râșcani al capitalei. În urma incidentului, parbrizul troleibuzului a fost spart, iar o femeie și copilul ei au fost răniți. Descinderi matinale la mai multe firme din capitală. 4 persoane, gestionarii unor companii, au fost reținute fiind suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală. Aceștia au creat o schemă prin care ajutau alte firme să scape de plata impozitelor, realizând tranzacții false, iar pentru asta încasau comisioane. În urma perchezițiilor desfășurate în 14 locații, au fost găsiți 10.000 de euro. Oamenii legii au dat buzna în această dimineață peste gestionarii mai multor companii din capitală care, după un sistem creat de ei, ajutau alte firme să scape de impozite. Mai exact, făptașii eliberau facturi fiscale fictive pentru vânzarea unor mărfuri inexistente, iar în schimb, agenții economici care voiau să scape de plata impozitelor transferau banii pe contul întreprinderilor vizate în dosar. Ulterior, banii erau înapoiați în varianta cash, iar suspecții își rețineau în comision pentru servicii. În perioada 2016-2018 s-au schivat de la plata impozitelor și taxelor în proporție deosebit de mare, în cazul nostru peste 8 milioane lei. Din informația pe care am stabilit-o la moment, prejudiciul cauzat este mai mare. Probele care relevă această situație urmează să fie examinate, contrapuse, coroborate cu alte probe, pentru a stabili mărimea exactă a prejudiciului. În consecință, au fost reținute 4 persoane, și anume gestionarii companiilor care ofereau aceste servicii. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au găsit în birourile lor peste 20.000 de euro și 10.000 de lei, bani care se presupune că au fost încasați în urma acestor tranzacții fictive. Pe cazul dat au fost pornite 2 dosare penale, unul pentru spălare de bani, care prevede o pedeapsă de până la 10 ani de pușcărie, și al doilea pentru evaziune fiscală, care se pedepsește cu închisoare de până la 5 ani. La Curtea de Apel Cahul urma să aibă loc o nouă ședință în dosarul lui Ilan Șor. Aceasta însă a fost amânată la solicitarea avocaților, deoarece primarul de Orhei ar avea probleme de sănătate. Potrivit procurorilor, astăzi urmau să fie audiați mai mulți martori ai apărării. Ilan Șor a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare de prima instanță, fiind învinuit că ar fi obținut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spălat apoi prin firme offshore. El se declară nevinovat. Primarul de Orhei se va afla sub control judiciar până când se va pronunța Curtea de Apel Cahul. Vacanța moldovenilor reveniți în august acasă se transformă imediat într-un maraton al așteptărilor. Aceștia își petrec zilele stând la cozi interminabile pe la ghișeile de eliberare a actelor. Responsabilii spun că în această perioadă numărul adresărilor s-a dublat și că este un fenomen obișnuit. 066 sau mai 017. Mai am încă 50 persoane, cred că. Cât credeți că o să stați? Vreo 2 ore, eu așa cred. La primele ore, în fața cât și în incinta oficiului cadastral de pe strada Armenească, am găsit o mulțime de oameni resemnați că își vor pierde cel puțin jumătate de zi pentru a le fi eliberate documentele solicitate. Am venit cu o lună în urmă. Erau 30 persoane, da? La ora 8, i-am erau 40. Măcar să pui și condiționer și apă pentru oameni, așa de căldură. Rândurile se formează mai cu seamă în această perioadă din cauza numărului mare de moldoveni stabiliți în străinătate, care se întorc acasă și se încăpăținează să-și pună la punct toate actele în răstimpul în care petrec cu apropiații. Divorțată de 3 ani, Maria Mărzâncu a venit acasă să împartă averea cu fostul soț. În câteva zile se va întoarce în Italia. A venit pe lună. Și am făcut mult într-o lună. Ca să scape de povara timpului pierdut, Nadejda este gata să plătească și bani în plus. S-a înregistrat la rândul de urgență. Eu n-am fost de 6 ani. Și acum am venit și am dimblat. Cei de la cadastru ne-au spus că fenomenul este unul justificat, dând vina pe numeroșii moldoveni întorși acasă în luna august. Evident, la această etapă, obiectivul nostru de așteptare
în rând cam greu să respecte. Da? Dacă la obiectivul nostru 25 de minute, înseamnă că undeva mai mult undeva. Situație similară și la ghișeile de eliberare a actelor de identitate de pe strada Alexandru cel Bun. Vii în vacanță și dacă vii, vii cu un scop, vii cu o problemă oricare, doar nu vii să te distrezi aici. Ca la toți. Vin de pe psihotare, își fac problemele, se rezolvă și pleacă înapoi. Cam stresată ca așa rând mare. Dacă acolo suntem de prins, tot sunt numere, dar merg rapid. Când rezolvăm ceva în Republica Cehă, dar aici, cam o zi întreagă, cred că pierdem aici. Printre grijile moldovenilor veniți acasă se numără și vizitele la stomatologi, medicii având un program încărcat în această perioadă. Fostul polițist care primăvara trecută și-a ucis fosta soție și-a aruncat-o la tomberon a fost condamnat la 13 ani de închisoare. Potrivit procurorilor, acesta și-a recunoscut vina. Cadavrul femeii a fost găsit într-o geantă de către un măturător. Oamenii legii au stabilit că bărbatul și-a strangulat fosta soție în timp ce aceasta dormea. A pus cadavrul într-o geantă și l-a dus la gunoi. El a activat anterior în cadrul poliției de frontieră, iar victima la Ministerul de Interne. Sentința este cu drept de atac. Autoritățile italiene au oprit operațiunile de căutare după prăbușirea viaductului din Genova. Potrivit acestora, toate persoanele dispărute au fost deja găsite, iar ultimul bilanț indică 43 de morți. Între timp, autoritățile planifică renovarea întregii infrastructuri italiene. Salvatorii au găsit ultimele trei corpuri neînsuflețite ale persoanelor date dispărute. Cadavrele au fost recuperate dintr-o mașină strivită sub dărâmăturile podului, iar prefectura a anunțat numărul final de persoane decedate. Tragedia a luat viața a 43 de oameni, iar 9 se află în continuare internați în spital, 4 dintre aceștia fiind în stare critică. Un oficial al serviciului de pompieri a declarat că toți cei dați dispăruți au fost găsiți deja, iar salvatorii vor continua totuși căutările pentru a se asigura că nimeni nu a mai rămas prins sub dărâmături. Autostrade per l'Italia, companie de construcții în gestiunea care se afla podul, a promis fonduri de 500 de milioane de euro pentru a ajuta la reconstrucția infrastructurii și a alocat fonduri pentru a ajuta familiile victimelor și a celor nevoiți să se mute din cauza prăbușirii și a lucrărilor de reconstrucție. Potrivit unui oficial din biroul prim-ministrului italian, guvernul va lansa luna viitoare un plan pentru a face o infrastructură italiană mai sigură. Acesta nu a specificat costurile planului, însă a precizat că deficitul, PIB-ul sau regulile europene nu există, adăugând că Uniunea Europeană va fi îngăduitoare. Prăbușirea podului de lângă Genova i-a luat viața lui Anatolie Malaiu, moldovean în vârstă de 44 de ani, care a lăsat în urmă soția și trei copii, iar un alt cetățean al Republicii Moldova a suferit o serie de traumatisme și a fost internat în spital. A fost grav rănit și un cetățean român, sâmbătă însă medicii au anunțat despre moartea acestuia. Viaductul situat în apropierea orașului italian Genova era partea autostrăzii A10. Construcția s-a prăbușit marți după amiază. Zeci de mașini au căzut în gol, iar 43 de persoane și-au pierdut viața. După tragedia de la Genova, autoritățile locale au inspectat cele 20 de poduri din capitală și au stabilit că aproape toate trebuie reparate. Sunt pline de fisuri, au grinzile și pilonii degradați, iar termenul hidroizolării a expirat încă acum 25 de ani. În cea mai proastă stare sunt podurile de pe strada Ismail Mihai Viteazu și bulevardul Grigore Vieru. Podul din strada Ismailă se află în stare nesatisfăcătoare atât tehnic cât și estetic, necesită expertiză amplă. Vizual sunt prezente următoarele defecte: grinzi din beton degradate, piloni din beton degradați, hidroizolare degradată. Nu sunt într-o stare mai bună nici podurile din strada Mihai Viteazul și bulevardul Grigore Vieru din apropierea circului. Acestea au fost construite între anii 1933-1988 și trebuie reparate cât mai curând. Pentru expertiză, din discuțiile pe care le-am avut săptămâna precedentă cu experții din domeniu, îmi dau un termen de la 4 la 6 luni pentru expertizare. Vom avea nevoie de un termen pentru proiectare, care propriu-zis licitarea și petrecerea lucrărilor. Cât ține de viaductul care face legătura între sectoarele Centru și Botanica, acesta necesită reparații locale și aici hidroizolarea este expirată de 25 de ani. Situația este mai bună în cazul podului din Sângera, construit în 1978, care a fost reparat la începutul anilor 2000. Fisurile din asfalt pătrunde practic la grinzile de beton și de acolo poate să înceapă degradarea acestui beton. Sunt necesare aceste lucrări de hidroizolare, sunt strict necesare de fapt. Vitale Bu-
Cotul cel ne asigură că nu ne punem viața în pericol atunci când traversăm podurile din capitală. Asta nu înseamnă că noi de fiecare dată când trecem podurile trebuie să închidem ochii, să apăsăm pe accelerator și repede să trecem. Vom încerca să bugetăm și vom argumenta la Consiliul Municipal prioritățile necesare pentru intervenție pentru 2019, lucrări de consolidare, dar acum să nu creăm în panică în societate, pentru că ajunge. Reparația podurilor ar putea începe în 2019, iar în curând va fi inițiată licitația prin care vor fi selectați experții care vor evalua starea acestora. Sunt preșcolar, dar studiază deja engleza, matematica și chiar astronomia. Asta fac copiii înscriși la cursuri speciale care peste câteva săptămâni vor deveni elevi. How old are you? Cursurile au loc la o școală privată din capitală și durează aproximativ 3 ore. Ce mai învață acolo, vă spunem la știri. Securitate sporită la Parlament, intrarea din spatele legislativului este păzită nu doar de carabinieri, dar și de un gard de fier și două turnichete instalate zilele trecute. Unii cred că parlamentarii au înălțat gardul pentru că le este frică de noi proteste. Dacă până acum te puteai plimba liber în jurul legislativului, de curând intrarea în spatele Parlamentului a fost securizată cu două turnichete, o poartă de fier și un gard de 2 metri și jumătate. Astăzi muncitorii lucrau de zor. Mai urmează să fie amplasate și porțile de la parcarea Parlamentului. Parlamentul s-a îngrădit, Doamne ferește! Ii să tem că nu, de cei care i-au ales, pe urmă să nu vii să-i întrebe și faceți cu încrederea noastră, e ca și se întâmplă. Da, e destul de frumos. Persoanele care se află în această clădire sunt reprezentanții poporului și cred că ar trebui să fie accesul liber și deschis. Nemulțumirea poporului, nici gardul nu o să-l salveze. Pentru că eu cred că, cum spunem, poporul cuțitul a ajuns deja la os. Intrarea deja e securizată destul, că parlamentarilor le frică cu parlamentul să nu se întâmple același lucru ce s-a întâmplat cu președinția. Nu este clar însă dacă deputații vor avea nevoie de un card special ca să intre în legislativ. Construcția gardului din jurul Parlamentului a început în decembrie anul trecut. Ulterior, o parte din temelia acestuia a fost demolată pentru ca să fie făcută o parcare pentru deputați. Gardul costă în jur de 5 milioane de lei, banii fiind alocați din bugetul de stat. Responsabilii de la Ministerul Economiei au declarat anterior că îngrădirea face parte din proiectul de reconstrucție a clădirii după evenimentele din 2009. Dosarul polițistului care l-a împușcat mortal pe un tânăr de 20 de ani la o piscină din Hâncești a ajuns în judecată. Procuratura Generală anunță însă că a cerut ca procesul să fie mutat în altă instanță decât cea din raion pentru a asigura obiectivitatea. Oamenii legii susțin că în noaptea tragediei s-a tras din două arme, iar glonțul care l-a omorât pe tânăr a ieșit din arma polițistului. Incidentul s-a produs la sfârșitul lunii iunie, când băiatul și doi amici ai săi au intrat fără voie într-un bazin privat. Șeful adjunct al poliției criminale din oraș, care tocmai efectua razii împreună cu proprietarul, a deschis focul. Polițistul riscă până la 15 ani de închisoare, iar proprietarul până la 6. O adolescentă de 17 ani a fost rănită într-un accident în care au fost implicate 3 mașini. Impactul s-a produs astăzi la prânz în centrul capitalei. Două autoturisme s-au ciocnit. Unul a fost proiectat într-un pilon, iar altul într-o mașină parcată. Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 12 și 30 de minute la intersecția străzilor Bulgară și Șciusev. Un Renault s-a ciocnit cu un Ford care a fost proiectat într-un pilon. Cealaltă mașină a izbit un Volkswagen care era parcat pe marginea drumului. Unul merge dincolo, altul de la vale și totul o mică neatenție. Mașina asta este a dumneavoastră? Nu. Unde vă aflați? Pe trotuar. O fată. S-o păli de scaun. Adolescenta care a fost rănită se afla în Renault-ul în care mai erau 3 pasageri. Ea era pe bancheta din spate, unde se aflau alți 2 copii mai mici. Fordul era condus de un bărbat în vârstă de 55 de ani, care era singur în mașină. Oamenii legii presupun că vinovat de impact ar fi șoferul Renault-ului, un tânăr de 25 de ani care nu a acordat prioritate celelalte mașini. Poliția susține că fata, care s-a ales cu traumatisme, a fost dusă cu ambulanța la Institutul Mamei și Copilului. Cel mai probabil minorii s-a acordat ajutor medical și a fost lăsată să plece la domiciliu. Mașina care era parcată a fost avariată ușor. Șoferul vinovat urmează să fie amendat, iar dacă se va stabili că adolescenta s-a ales cu răni grave, s-ar putea alege cu dosar penal.
Unul dintre indivizii care i-a tuns forțat pe cei doi tineri la Călăraș, condamnat în Italia la detenție pe viață pentru omor, a fost reținut în această dimineață pentru 72 de ore. Procurorii spun că urmează să ceară mandat de arest pe numele său. După ce o victimă a fost audiată, s-a stabilit că el a inițiat conflictul. Incidentul s-a produs la începutul lunii august la o benzinărie din Călăraș, când băieții de 19 ani au fost tunși de câțiva bărbați beți. Poliția s-a autosesizat și a deschis o cauză penală pentru huliganism după ce au fost postate imagini pe internet. Un bărbat și tatăl acestuia au reușit ca prin minune să evadeze dintr-un parc înăbușit de flăcări. Cei doi erau în apropierea incendiilor, ce se răspândesc deja de 9 zile în statul american Montana. Camera de bord a înregistrat momentele când bărbații treceau cu mașina prin foc și pară. Jesus, God, help us. Imaginile au fost filmate într-o comunitate situată în parcul National Glacier din statul Montana, unde 9 zile în urmă a pornit un incendiu puternic, nimicind până acum o suprafață imensă. O mulțime de oameni au fost evacuați, iar printre cei nevoiți să fugă era și Justin Bilton, împreună cu tatăl său în vârstă de 70 de ani. Bărbatul spune că ei au rămas blocați fiind înconjurați de flăcări. Neavând ales, au pornit pe un drum înconjurat de foc doar pentru a-și salva viața. Stop. Down, we gotta get out of here. Back it up. Cei doi au reușit să parcurgă o distanță mare până în momentul când drumul s-a dovedit a fi blocat. Atunci ei au decis să plece lăsându-și autovehiculul printre arbori, iar ulterior au fost salvați de doi angajați ai parcului. Nu a încăput pe drum, un lansator de rachete de tip Buk a intrat într-un centru comercial din Kiev. Momentul a fost surprins de câțiva martori. Potrivit unor martori, lansatorul de rachete se deplasa în direcția clădirii, fără să fi încercat să o ocolească. În urma impactului, o parte din fațada a fost deteriorată, nimeni însă nu a avut de suferit. Cauza accidentului încă nu se cunoaște, iar Ministerul Apărării a început o anchetă. Vehiculul se întorcea de la repetiții pentru parada ce urmează să aibă loc de ziua independenței Ucrainei. Un nou cutremur cu magnitudine de 6,9 pe Richter a avut loc în insula indoneziană Lombok. Seismul a luat viața cel puțin 10 persoane, iar mai multe case au fost avariate. Asta după ce acum două săptămâni, din cauza altui cutremur, au murit peste 450 de oameni. În urma seismului care a avut loc aseară, au murit cel puțin 10 persoane. Alte 5 victime au fost înregistrate pe insula vecină, iar cel puțin 24 de persoane au fost rănite. În urma cutremurului anterior, oamenii stăteau afară și în adăposturi temporare, astfel că multe decese au fost evitate. Cutremurul a fost urmat de cel puțin 7 replici. Potrivit Institutului American de Geofizică, seismul s-a produs la o adâncime de 20 de kilometri. Un alt cutremur cu magnitudinea de 6,5 a fost înregistrat mai devreme, producând dărâmarea multor case și alunecări de teren. Pe 5 august, un cutremur de 6,9 pe Richter a lovit insula Lombok. 460 de oameni au murit atunci, iar circa 7800 au fost răniți. Peste 400.000 de persoane au rămas fără adăpost. Daunele cauzate de acest dezastru ar putea să depășească 500 de milioane de dolari. Au abia câte 5 sau 6 ani, dar știu deja cum e să stai în bancă, studiază limba engleză, matematica, geografia sau chiar astronomia, evident, toate pe înțelesul lor. Sunt copiii înscriși la cursuri speciale de pregătire pentru școală. Lecțiile costă destul de mult, dar părinții lor spun că merită să investești în educație. Bine sau minunat? Bine. Ia să vedem! Dedețelul sus ar însemna că avem dispoziție minunată. Așezați la mese cu rechizite și cărți în fața, acești copii se pregătesc să devină elevi. Paul, de exemplu, la cei 6 ani, este pasionat de matematică. Vecinii numărul 7 sunt 6 și 8. Bravo! Picii au o agendă plină, lecțiile de limba engleză sunt așteptate de toți, iar rezultatele deja se văd. Tell me please, what color is this? Red. Hold on. Good. And what color we have here? Green. Green one. What color is this? Blue. How old are you? I am 4.
Două. Copiii studiază 12 domenii, cum ar fi obiective și lecții de viață, unde învață cum să ne exprimăm, cum să interacționăm cu lumea, comunicarea, economia, matematica la fel, astronomie, biologie, arte și creație, literatură. Pe vremea când erau ei copii, spun părinții, nu existau asemenea posibilități, așa că pentru a-și pregăti micuții de școală au căutat cursuri speciale. În timp ce grădinița noastră anterioară a intrat în reparație, am început să căutăm activ. Care ar fi o alternativă pentru noi? Să acumulezi informații ca să fii mai descurcăreț în timpul școlii. Copilul comunică cu totul altfel, copilul este implicat în multe activități, în același timp are timp și pentru joacă și pentru tot ce îi place să facă, se pune accent pe engleză. Iar banii nu contează atunci când este vorba despre educația copiilor, explică părinții. Și noi am hotărât că totuși este important să investim în copilul nostru. Încă nu am regretat niciun bănuț. Cei mici învață să scrie și să citească. Deci avem silabe care încep cu litera? E. Hai să vedem. Ia. Iam. Te. La geografie au aflat și despre oceane și continente. Te ajut? Opa. Ce fosilă credeți că este aceasta? Acu este. Opa-s. Corect! Este fosila unui dinozaur. Totuși, jocurile rămân a fi atracția principală a copiilor, așa că profesorii le propun și activități interactive. Profesorul este, ce lipsește? Gurița și încă ce lipsește? Aripile îi lipsesc. Deși încă n-au pășit în clasa 1, micuții știu deja ce meserii își vor alege când vor crește mari. Eu vreau să devin un medic, stomatolog. De ce? Când e reparat odată dinții și de atâta vreau să fiu medic. Profesor de școală. Vreau să devin om normal. Cursurile au loc zilnic la o școală privată din capitală și durează aproximativ 3 ore. Acestea sunt destinate copiilor care se pregătesc să meargă în clasa 1. Încă un pas spre calificare, Naționala Moldovei de volei a învins clar Islanda în preliminariile campionatului european. Tricolorii s-au impus în minim de seturi. Naționala Moldovei de volei s-a impus cu 3-0 contra Islandei în cel de-al doilea meci din preliminariile campionatului european. Tricolorii au început perfect meciul și au închis primul set la scorul de 25-12. Gazdele nu au reușit să revină nici în setul 2, când Moldova s-a impus categoric scor 25-11. Actul 3 a fost unul disputat, însă naționala noastră a reușit să închidă partida în minim de seturi. Tricolorii au învins cu 25-22 și au adus două victorii după două meciuri în grupa C preliminară. Miercuri, Naționala Moldovei de volei va juca în deplasare contra Slovaciei. Trei meciuri, același scor, Zimbru, Speranța Nisipărâni și Sfântul Gheorghe Suruceni au obținut victorii la limită în cadrul etapei a 17-a a campionatului Moldovei. Cele trei echipe s-au impus cu 1-0. Zimbru a trecut cu 1-0 de Zarea în deplasarea de la Bălți. Galben-verzii s-au apropiat astfel la 6 puncte de ocupanta locului 3 Petrocub, grație golului marcat de Blezia Meiogo în minutul 63. Cu 1-0 a trecut și Sfântul Gheorghe de Petrocub Hâncești. Puntul s-a înscris în poarta fostei sale echipe. A fost 1-0 și la Nisporeni, unde Speranța a trecut la limită de Dinamo Auto. Etapa cu numărul 17 din Divizia Națională se încheie astăzi cu meciul dintre Șerif și Milsami. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea. O seară perfectă cu Anișoara Loghin. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.